Gospodarii nu mai au voie să le dea resturile animalelor de la masă și nici să intre în cocina lor cu pantofii de pe drum ca să nu transmită pesta porcină. Dacă noile reguli de la Autoritatea Sanitar-Veterinară vor fi aprobate, în coteț se va intra doar cu botoșei de unică folosință. Cei care nu vor respecta aceste reguli riscă amenzi care nu sunt deloc mici. Teoria de pe hârtie zice că amenzile pentru nerespectarea regulilor ajung și până la 8.000 de lei. Practica e deja altă treabă. Veteranii sunt cei care ar trebui să îi prindă pe contravenienți. Acesta este un dezavantaj foarte mare pentru producători. Că și eu stau pe Val de Răr. Ați văzut că ni s-a interzis să ținem porci. Mai ținem niște amărâte de păsări. Altceva ce să vă spun. Asta este. Normal că e dezavantaj. Și pe ăștia unde vrea să ne leage toate, să luăm numai de la ei. Ăștia vor ei să termine toate. Nu-i devine nimeni decât noi. Noi am votat acolo. Pentru producători, cred că da, este un dezavantaj. Chiar dacă cresc, din păcate, nu li se ia. N-au unde să-și vândă produsele sau... Mă rog, sunt anumiți comercianți, vin și ia pe nimic și pe urmă cresc prețul. Cred că pentru producător, nu știu, nu sunt, n-am fost, dar cred că este un dezavantaj pentru cel care produce. În ultimii 2 ani, din cauza pestei porcine africane, producția de carne de porc a scăzut cu peste 30.000 de tone până la 428.000 de tone, arată datele asociațiilor de profil. S-au introdus reguli noi pentru creșterea porcilor, care sunt destul de severe.